fapt știți că caracterul de urgență, adică urgența unei ședințe, nu mai putem ține cum vrem noi, în sensul că chiar trebuie dovedită urgența ședinței respective și luni trebuie să fim cu dosarul pentru Părăul Răchiților, am definitivat investiția la Părăul Răchiților, suntem programați luni la dimineață să ajungem cu dosarul pentru decontare, să depunem dosarul. E cam pe ultima zi. Din cauza asta, consultantul, ieri, începând de miercuri, am avut recepția, a venit comisia de recepție, astăzi s-a încheiat, s-a dat procesul verbal de recepție, domnul Vici, și am avut timp prea mult astăzi să... Și, deci, ISC-ul a dat inclusiv adeverința pentru, tipizat pentru fonduri europene. Deci, pregătim mâine, sâmbătă, consultatul pregătește dosarul, astfel încât luni să ajungem să o depunem la Iași. Și din cauza asta, e urgență pentru că, practic, cele două puncte, dacă ați văzut, se referă strict la investiția de la Părăul Răchiților. Da. Am o rugăminte la dumneavoastră înainte de a începe să facem așa fel încât să putem termina, hai zic, în maxim 40 de minute. Pentru că o parte dintre dumneavoastră să mergi la distanță, ca să o domnul Ghețu sau acasă, are ța kilometri. La ora 8 este mare furtună. Te prinde furtuna pe aici, mai mult ca și în meciul seara, că ai fost la pe lăsă. Care e ordinea de zi? Sărb este prea bun, nu are... Da, bine, nu știu. Să știți că știu. Da. Da. Deci ce avem la ordine zi? Proiect de hotărâre privind analizarea domeniului public cu investiția corecției Torenți Părâul Răchiților, sub 2. Proiect de hotărâre privind accesul public la investiția corecției Torenți Părâul Răchiților, fără a percepe taxă pentru o perioadă de 5 ani. Și rapid, vă anunț că din cei 15 suntem 13, suntem legal, pentru că trebuie să fim 10 minim la această ședință. Deci suntem lipsești domnul Chelaru și domnul Geam. Dau cuvântul domnului... Supun la votul ordinea de zi. Da, vă mulțumesc. Vă spuneam în introducere cu vorba de lucrarea Părăului Răchiților, care tocmai s-a definitivat. Valoarea lucrării, deci valoarea efectivă a lucrării se situează la 345.057,45 de euro. Deci asta este suma decontată către constructor. S-a făcut o economie de 60.000 de lei acolo. În sensul că s-a făcut o renunțare la 13 metri, nu s-au mai regăsit în teren, pur și simplu. Da. S-a renunțat. Și lucrarea și bine, au venit inclusiv cei de la... și-au dat avizul chiar și cei de la mediu, toate au decurs într-un ritm foarte alert, pentru că la sfârșit noi trebuie să facem inclusiv trei avize, unul de la mediu, unul de la Direcția de Sanitate Publică și unul de la Direcția de Sanitate Veterinară. S-au scos și cele trei avize, cei de la, v-am spus că cei de la APM au venit la Agenția de Protecție a Mediului, au venit în teren, au văzut lucrarea, ISC-ul a fost inclusiv și iarăși vreo 3 specialiști constructori, s-a insistat foarte mult și, de fapt, s-a insistat pe rigurozitate, ca să zic așa, din cauza că va mai veni și un control de la Iași și nu, nimeni nu vrea ca să mai să găsească vreo inimitatoare. Da, în fel. Da, valoarea investiției include și consultanța și PDH-ul. Nu aici. Valoarea 451 sau 45? 345, valoarea lucrării. Deci la lucrări de 345,057,45 lei. Da? Deci... Pentru că nu merge spre Onești, l-ați uitat pe partea dreaptă la Părăul Răchiților, o să vedeți deja... Problema lucrării este că va trebui să o continuăm pe viitor și să o ducem până jos la Pițeanul Șurga. Nu putea să o lăsăm la Pițeanul Șurga. Deci acolo avem o problemă. Însă,
Lucrările principale, lucrările mari au trecut, pentru că au fost cei care au fost în zona Zăzcu, s-au făcut niște ziduri de sprijin, niște ziduri de apărare înspre Dan Găruț, adică lucrările au fost cu pădețul ăla, cu, în zonă de acces la drum, iarăși destul de... Au fost lucrări care au ridicat un pic prețul. Din coace, în momentul în care o să facem continuarea de la Dan până jos la Vițeloș, până jos în apă, ar trebui să ne ajungem mai puțin, dar să vedem când o să, când o să facem proiectul. Da, din punctul meu de vedere, dacă dumneavoastră mai aveți de... Eu vreau să vă întreb urmă, dacă vreau să ne spuneți, pe unii faceți continuarea pe drumul Halușului sau prin spate de Ciolacul, Căruțul, cei care mai sunt în zona acolo? Nu, nu, pe marginea drumului. Pe drum, pe șanțul vine un pic mai mare, da, da. Deci așa vine. O să trebuiască făcut pădețul ăla de la Rusu, da? Așa, acolo să trebuiască un tub de 1500, e clar. O să și ducem noi, o să luăm de acolo la Preodulce și să-l ducem acolo în poziție ca să-l punem deja. Adică ar trebui să facem un pic niște chestiuni preventive. Poate vine o apă, se întâmplă ceva și ar trebui spus acolo ca să nu avem probleme, da? Să pregătim cât de cât teren. Cert este că toată zona aia este apărată datorită regularizării astea. Și... ce? Modelul de hotărâre, da. Deci, nu, că asta... Da. Și cam atât. Deci hotărârea ar suna așa, se completează inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Măstrea Cașin, cu obiectivul corecție torenți pe râul rechiților comuna Măstrea Cașin, județul Bacău, conform anexei 1, anexă ce face parte integrată în prezenta hotărâre. Primarul comunei Măstrea Cașin va duce în îndeplinire prevederile prezente hotărâre. Cam așa sună hotărârea, da? Dacă aveți probleme din da, discuții, vă ascult, domnul. Ați făcut partea de la Vale. Ce facem în partea de la Vale? V-ați gândit? Domnul Bucur, o să o regularizăm din... Acolo e problema cea mai importantă. Nu ne place la Vale. Să o regularizăm... Ba da, și problema de la Vale. Știți, din ce cauză te duci la Vale, de fapt, îți casă de oameni. Da, mai merge apă spre Lăbești și spre... În primă fază, da. Dar nu s-a renunțat. Urmărim, nu se renunță la idee, pentru că, de ce cauză? Pentru că în cazul unor volume mari de apă, atunci toată zona de acolo va fi inundată. Țineți cont că ea colectează apa de pe o suprafață foarte mare. Vorba de câteva zeci de hectare, da? Dacă îți vine o ploaie cu 50 de litri pe metru pătrat, sau doar ferește cu 100 de litri pe metru pătrat, cum am avut în 2010 sau în 2005, atunci cei de acolo vor avea probleme mari, da? Chiar în momentul în care se va termina viitoarea investiției, da? Nu numai asta. Deci am scos de sub pericol pe cei, pe... Să-i dau așa, pe toți cei de acolo, însă Vițelușii acolo vor avea în continuare probleme până când vom termina... Noi m-am referit la partea până, pe acolo oricum se va colmata, sigur. La care tuburi? Până la șosea, frate. Peste șosea, spune. În Amonte de șosea, unde este Crepii. Acolo, dacă se face bine, în sensul că să facem șanța adânc și să punem și pe o parte și pe alta, așa, așa, acolo nu va avea fi probleme, pentru că aluviunile, domnul Bucur, ar trebui să plece toate de acolo. Nu uitam? Eu zic că să le opriți, în fine, să nu vă ținem în locul. Eu zic să le opriți, dăm drumul la așa, toți perspectiva, dăm drumul la toți copacii care sunt în la deal. Ei se vor colmata încet, încet, dar de acolo vine ea, de acolo vine aluviunile. În imediat apropierea pădețului trebuie decolmatat și trebuie făcut recolo. Și așa vă iau. Dar acolo în păduri, drumul ea se colmatează cu timpul, șanțul nu va mai fi așa adânc și atunci nu va mai aduce aluviunile. Da, am și asta e adevărat. Dacă noi dorești care o să discutăm. Da. Tot acolo referitor de la Dan Căruț, deci am înțeles că
În viitor o să dirijați apa pe sub tubul ăla care îl puneți de 500 la pod, nu? La pod și mergeți în partea stângă cu apa până la... Până la 1500, da. Și până la apa cașa. Dar există un izvor dincolo la Corojan, acolo. Apa aia unde se duce și aia parcă mergea cu un pârâu așa, eu așa țin minte. Da, acolo am pus o țeavă. Ați pus o țeavă acolo. Am pus o țeavă care canalizează apa de la izvorul ăla și o trece în șanț în partea stângă. Și traversează undeva acolo. Traversează drumul. Acolo am pus o țeavă de 500 de acum, în 2-3 ani și nu mai sunt probleme acolo. De asta știam de izvorul ăla. Da. Bine, mulțumesc. Mai dorești să-i crede, da? În primul rând, nu știam de lucru caracterul și din Sidești caracterul, zice de îndată. De îndată, eu când am zis că am văzut, că chiar am întrebat. E o calamitate, ceva, din ceva, de o zidită atrasă. Deci nu mai au caracter de religie de urtie extraordinară, religie de urgență sau ăsta. Am zis de îndată, deci cu combatul Consiliul Local, deci numai pentru anumite de destructuri. Da, deci asta... De foarte major. Nu aveam, nu mai aveam timp să o... Să o punem ordinată, da? Deci nu mai aveam... Nu mai îndeplinea condițiile legale pentru ordinare, știi cauza asta. Da. De exemplu, eu ce am văzut trecând la Dal și la Vale, chiar am vrut să opresc o dată, începând cu secțiunea șantului, deci de la drum, o anumită porțiune, mi s-a părut drumul, deci drumul, canalul, deci mai îngust, după aia mers pe el mai la, mai la Vale. Nu, porțiunea, secțiunea care ați văzut dumneavoastră mai îngust, a fost făcută cu ocazia de acum 10 ani, când a fost făcut drumul județean. Eu zic că totuși, dacă este să avem, cum spun, aceleași precipitații, sau poate nu de labora celor care a fost în 2005 sau 2010, deci nu vor prelua, deci canalul de acolo, mi se pare, deci nu va prelua. Pentru că el fiind un pic și sinuos, așa, asta, deci nu e în linie dreaptă, eu zic că, deci, acum se va putea în continuare. Știți cât are canalul? Adâncimii? Adâncimii, da. Adâncimea lunar are baza mare a traversului, are jos un metru, baza mare are... Deschiderea jos un metru, 2,60. Deschiderea sus 2,60 și înălțimea un metru. Deci acum îți trebuie apă ca să... Da, aici sus s-ar putea să... Aici sus, într-adevăr. La intrarea în tub, când amestează, deci, DJ-ul, așa, deci trebuie văzut și acolo, că practic o parte din apă o luat prin mănăstirea ca și o parte spre Rupești. E văzut și aici ar trebui să mai se întâmplă. Oricum, spre Rupești știți că întotdeauna am avut probleme. Vine de alustări foarte mare și ajungem în zona aia la Eger, la Lucru, da? Unde am avut probleme întotdeauna la manifestările foarte mari de inundații. Da? Acolo e opțiunea asta, deci drumul e destul de îngust și nici nu atât de atât. Deci, dacă uităm drumul pe partea de la deal spre mănăstire, tot aici vine. Tot aici vine, tot în ăsta vine. Pentru că el vine cu ace și o ia tot acolo, la toți, la dacă tot se duce. Tot în același șanț se duce, da? Deci, practic, el aici va veni. Da, în fine, sperăm că nu o să mai avem catastrofe cu mine în 2015-2010. Mai dorești care va? Atunci să punem la vot. Cine este de acord cu proiectul prezentat de domnul primar? Toată lumea. Nu are rost să mai întreb cine s-a abținut, că nu aici au iară. Da. Trecem la punctul 2, da? Da. Proiect de hotărâre privind accesul public la investiția Proiecții Părinți pe urmă, și vreau să avem cercetați pe o perioadă de 5 ani. Nu știu cât de mult mai poate vorbi aici, pentru că e clar că ce investiții avem noi pe care percepem anul, avem pe cea cu... Avem. Avem insalubrizarea. Da. Și avem închirierea de utilaje, care, da, din păcate, trebuie să... Închirierea căminului. Da, închirierea căminului, da, sunt lucrări pe care să... Da, însă aici, clar că nu o să fie. Ce taxă puteam să punem? Nu puteam să punem o taxă de acces pe drumul respectiv, da? Ar fi culmea că să punem o taxă pe drumul respectiv, că n-ai nici... Asta nu merge. Oricum, a trebuit să le mulțumesc public și le mulțumesc lucru ar trebui. Chiar le mulțumesc public proprietarilor din zona respectivă, care au fost mai mult decât toleranți. Da? Deci, bineînțeles că am discutat cu fiecare în parte, acolo, dar oamenii au cedat
o suprafață de acces acolo și ne-a făcut treaba. Dar cu primul ăsta nu-i probleme. Chiar n-am avut probleme. Au mai fost comentarii, nu. Au mai fost anumite comentarii. Poate și eu dacă eram, poate nu venea bine. Sau oricare dintre noi, da? Dar una peste alta, oamenii au fost înțelegători. Aceeași chestiune care am avut-o și la Părbulești, dacă am făcut drumul și la Gip, glavă domnului. Tobe, am reiți la Gip. Și-a fost și avantajul lor în cazul ăsta. Da. Aș vrea să ajung odată cu investiții în zona unui consilier, a proprietății unui consilier și să vedem cum se comportă. Ar trebui să luăm ca exemplu de la oamenii noștri care într-adevăr vreau să le mulțumesc tuturor, de la un capăt la altul. Doar acum, de exemplu, în dreptul lui Mânicuței au luat cam mai mult de un sfert din tot terenul care l-a luat acolo. Să ne facem. Nu. Pe numai canalul. Pe canalul. Cel care a fost deversat pe partea și pe alta. Dar nu omul a zis. Nu. Deci n-a zis că nu e cine, că e fata la București, e mai nimic. Știți ce se întâmplă? Noi am discutat cu fiecare. Nu, știți ce zic? Adică ăștia ar trebui scutiți totuși de impozit pe o anumită suprafață sa care a ocupat-o canalul ăsta. Nu, canalul este făcut pe... Pe vechiul ambasament. Deci canalul este făcut pe vechiul... Conform domeniului public, canalul sau torentul are o anumită suprafață pe care a fost ridicată în plan și lucrarea s-a făcut exact pe aceeași suprafață. Nu se putea face sub nicio formă pe terenul omului. Pentru că, bineînțeles că torentul astăzi curge la unul, mai curge la altul, dar scursul este de... Ce s-a întâmplat? Datorită colmată, suprafața nu s-a restrâns. La un moment dat, el pleca liber și se întindea în câmp, da? Fiecare s-a dus cât mai aproape și s-a... Însă, el în cadastru are o anumită suprafață, care... Asta este. Deci, în afară de faptul că am folosit, într-adevăr, din terenul oamenilor, drumul ăla de acces, calea aia de acces, care acum o să o aducem ușor la starea inițială și omul să se ducă până în canal ca să-și cultive terenul, asta e. Nu, eu n-am ce am avut de tot. El are la registru, adică la numele de rol al lui, o anumită suprafață. Ori din suprafața sa care o are, ar trebui scăzută suprafața, pentru că inclusiv analizarea asta e mai lată decât a fost inițial acum. Așa este, dumneavoastră, așa o vedeți, pentru că el sunt gustat, el la un moment dat, da? Dar canalul în cadastru are, făcut în 1986 în evidențele primăriei, are o anumită suprafață. El avea deja o suprafață determinată. Când dumneavoastră veniți și spuneți la registru agricol câte prăjini aveți? Aveți 5 prăjini, ori 200, înseamnă 1000 de metri pătrați. Aia e declarativ, asta e constatată suprafață. Da, dacă e. Da, sunt chestiuni proprietari. Da, de care sunt strângi, legați. Nu, am luat legătura cu doamna. Am luat legătura cu doamna, nu am explicat. În sarcina executantului, că într-adevăr, deci, cu o proprietate mai mare de teren a acestui, în această investiție, lățul a duc undeva la forța inițială care a fost de cele mai multe, dar este gata la atribuție de lui. Drumul de acces pentru construcție. La asta ne referim. Dar construcția în sine este exact pe ambasamentul fostului torent. Proiecte erau prevăzut așa, deci acum, în vederea accesibilitate, erau un pat mai mult de căruță. Acum, la mijloace la auto, s-a lărgit cu acest. S-a lărgit, s-a mai pus piatră. Nu, trebuia să aibă acces. Deci drumul va rămâne doar în partea de jos. Unul era drumul de acces, da? Unul era aproape. Paralel cu drumul județean. Acolo ne-au făcut... Dacă nu, s-o punem la vot. Toți au aprobat. Nu e nevoie să mai întreb dacă împotrivă sau să abțină. Și cu asta declarăm și ați achis. Nu declarăm. Haideți să trecem un pic. Eu tot aștept să-mi sune... Eu zic să-mi sune ceasul. Să-mi sune telefonul. Mă scuzați, mă spuneți, să-mi iau și o agenda. Nu am reușit să-mi iau...
Da. Un pic, vreau de domnul primar, cei din Comisia Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport, nu știu, trebuie să ne întâlnim înainte de prima ședință, cel puțin pe jumătate de ori înainte să avizăm materiale și să inițiem un proiect de hotărâre. Domnul știe, domnul. Și decizie. Ad hoc. Discuții. Deci... deci, unde ne măsesem? Te măsesem la următoare. Așteptați un telefon. Asta, da, asta, că vrem, vrem, vine. Asta sunt sigur. Nu e... A, nu era de ședință. Da, nu, de, chiar de ședință. Și mă gândeam la probleme care, care se venim mai prezent. Am, la cât am reușit la 5 transformatoare să reglăm, să reglăm iluminatul non-stop. În afară de Părvulești? Mai avem Părvulești, că trebuie să ajungem mâine și acolo și l-am reglat și de acum așa o să, o să funcționăm cu, cu iluminatul public în perioadă, da, non-stop. Fără pauză. Fără, fără nicio pauză. Acum, e bine, bine. Consumul a scăzut extraordinar, chiar m-am uitat pe niște factori. Nu am spus fără pauză. Nu am stopit timp de noapte. Deci, m-am uitat pe niște factori și a scăzut, scăzut mult consumul. Era clar, era de, de așteptat. Mai avem niște solicitări, gen la toate curița morală, pe acolo, prin de sub, la Inătoiu, unde ar trebui să ajungem, să ajungem să vedem. Unde este strict nevoie și dacă mai constatați dumneavoastră sau dacă constatați o, o anomalie, o, 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 o funcționare defectuoasă, să, să ne transmiteți exact mesajul ăsta l-am avut din ultimii 11 ani. Dacă e o problemă cu iluminatul, să ne spuneți și să, să remediem. În ultimele câteva săptămâni sau de la ultima ședință, cred că am făcut vreo 2-3 drumuri la Iași. Ba prelungiri, ba semnez acte, ba duacte, ba am intrat, toată lumea a intrat într-o nebunie cu proiectele astea și trebuie definitivate. Am la cu UTV-ul, da, cu ăsta, mai rămâne puntea de la Lupești, care trebuie definitivat acolo, am făcut o prelungire pentru contract, deci pentru, nu pentru contractul de execuție, pentru contractul nostru cu, cu agenția, am făcut o prelungire până pe data de 13 noiembrie, ca să putem să... să foarte strâns, foarte strâns. Oricum, contractul cu executantul expiră pe 22... Nu am făcut un drum, 22 noiembrie. Din ce cauză? Pentru că de data de, de 13, mai dăm încă 15 zile, încă 2 săptămâni, a firul ca să depunem și a trebuit să... În perioada aia, va trece foarte strict, da, da, și plăți, și recepții la terminarea lucrării. Eu tot am avertizat constructorul să, să fie în grafic și să se țină. Deci cert este că la începutul 1 decembrie, ziua națională, să ne prindem cu toate astea încheiate și să ne, să ne recuperăm. Da, e o nebunie. Să vă spun sincer, nu cred că nici ei nu mai știu ce cu ei voia de la cei de la fier. Parcă e mai multă deschidere ca în timpul anului, pentru că, acum ca să vă spun drept, ajungeam și eram foarte nemulțumit. Ajungeam acolo sau trimiteam un set de documente și primeam răspuns de pe, după 2 luni de zile, cel puțin. Și acum, imediat, îți dă răspuns pe loc, te trimite, vină, fă, drept, da. În fi, eu sper să le terminăm cu bine și să, să ne recuperăm sume. Deci cam asta s-a întâmplat, asta s-a întâmplat în ultimele 2 săptămâni, s-a făcut în ultima ședință. Alte lucrări... Nu pentru la pregătim pentru PNDR-ul, pentru... Deci noi avem în pregătire niște proiecte. Următoare... Pentru că urmează sesiunea de depunere a unor proiecte prin fosta măsură 3.2.3, da? Program Național de Dezvoltare Rurală, în măsura 6.1, 6.2, sincer să vă spun, nu știu la, asta, la momentul ăsta, cred că s-a măsura. Să vă spun măsura. E fosta 3.2.3.
Ele s-au despărțit acum, s-au despărțit în sensul că să iau, să iau domenii stricte, separate. Adică drumurile vor fi separate, apa canală va fi separat, dezvoltarea rurală va fi separată de celelalte construcții de crești, grădinițe, dispensare și așa mai departe, e separat. Noi ne-am orientat la, în cadrul proiectelor trebuie îndeplinite anumite condiții. Să se treacă pe lângă biserică, să se treacă pe lângă cimitir, să se treacă pe lângă, pe lângă un proiect european. Fost un proiect derulat și care accesibilizează în lumea europeană. Iar noi ne-am gândit și am adus și proiectantul și ne-am gândit la următoarele tronsoane de drum. De la Dimulescu, de o ruptură de la Cinea Jirea, da? De la Ciprian Emulescu, de unii face brațul către Sitaru, Ghiță, da? În jos, vedem toată ulița la Fânărești, da? Urcăm la Ducu, de sub Claradul Ursul, urcăm la Ducu și ieșim iarăși în stație. Deci ar trebui ca toată zona să devină asfaltată. Avem aici aproape 2 km de drum. 1 km și 800. Deci ați înțeles pe unde vine, da? Vine cu de sub pe lângă apă. Din ce cauză? Nu putem să luăm porțiunea de la Neimon, Dumnezeu să-l ierte, de la Neimon Jitea, da? Și până acolo, din cauza rupturilor, pentru că acolo sunt sume foarte mari și acolo va trebui să facem un proiect la fondul de mediu ca să putem accesibiliza și zona respectivă. Am trecut pe acolo foarte greu. Este foarte greu, proiectantul. Acum e periculos. Am ajuns la drumul închis. Este pus semnul pentru drumul închis, da. Indicatoarele de drum. Am pus semn pentru drumul închis. Drumul închis, nu drum de ce. Din contra, noi am intrat cu buldozerul și am lărgit panda acolo ca să putem să venim din sens invers. Și să putem să... și acolo se poate intra, da. Deci acolo când am intrat cu buldozerul și cu utilajele, am insistat pe panta respectivă ca să o lărgim, că acolo era foarte îngust, am lărgit-o și am accesibilizat-o. Deci se poate intra în bună regulă. Însă acum, practic, ar rezolva foarte mult dacă am reușit să facem proiectul ăsta. Da, anul ăsta vreți să-l faceți? Deci, el se depune și funcții de montaj, de toate alea, ce trebuie, da? Al doilea tronson este ulița Cimitirului, da, ulița Cimitirului, venind pe la Bolocan, prin spate și ieșind la biserică, aici, în stație, da? Așa. Deci, el... primim punctaj aici și datorită bisericii, pentru că venim exact pe lângă cimitirul, iarăși, sunt condițiile astea care trebuie să îndeplinim. Iar al treilea tronson este drumul de la Lupești, ulița de la Toni, în jos, unde facem podul acum. Acolo, da. Deci acolo, ne încadrăm în 4 km și ceva, să vedem, pentru că sunt 1 milion de euro. Într-un milion de euro, indiferent de complexitatea lucrărilor, tu trebuie să-ți faci kilometri în funcție de suma pe care o ai, da? Nu contează câți kilometri ai. Poți să vă reamintesc ceva? În 2005 era un proiect să faceți asfalt de aici la Nea Luceană, pe la Cătălin Dima, să ieșiți tocmai la Eugen Urzic. Era un proiect, Da. A rămas moartă treaba. Acum nici acum nu e în atenția noastră, de ce vă băgați pe alte străzi, de ce nu faceți asta? Acum ați atingeți scopul ăsta. Pentru că le am porțiunile astea mari, care vă dați seama. Asta e mare și asta e mare. Nu, stați un pic. Am porțiunile astea cu probleme, da? Am ulița aia pe la Fânărești, pe jos, e jale. Nu am acces. Deci nu am acces, Doamne ferește, din un pompier, de ceva, acolo e jale. Și din cauza asta mi-a furat foarte mult din drum. Dacă aș lua, aș depăși tronsonul ăsta de aici și până la Lupești... Nu, dar de la Lupești veniți până aici la Halu și până la Nechețvora. Nu pot să iau așa, eu trebuie să iau un drum. Păi drum, mă. Trebuie să iau un drum întreg. Trebuie să iau un drum întreg, m-ați înțeles, domnul Mircu? Nu pot să iau un segment de drum, da? Că aș putea să iau un segment de drum, cum spuneți dumneavoastră, nu de acolo încoace, aș putea să le iau de aici încolo. Da, e foarte bine și de aici încolo.
Da. Bine. E populația mai multă pe zona asta, intram de aici de la drumul Mării, la intrare pe aici, unduceam, făceam pe interfiție, făceam stânga pe desubt, că mai mulți ar fi aici, din cât ulița la... Deci nu urmărim, deci nu urmărim de a atinge un anumit nivel de populație. E vorba de, de gravitatea lucrurilor din teren. Că nu putem să facem la ăștia care... Eu acum mergeam la dumneavoastră prin față, făceam pe a treia seară, știți? S-a bătut, s-a aranjat frumos, mai este câte o groapă aici pe acolo, dar se merge bine, bine față de ce era odată, se merge bine, da. Pe când dincolo, e așa, și mai ales că... Puteați și aici să faceți barbă, faceți un asfalt, hai, să faceți ceva bine și pentru cetățenii de aici. Le împărțim de toate echitabile. Haideți să chiar în momentul ca să acolo, acolo, gândiți-vă la panta de la Muchii, deci acolo, aia, aia ne-a stat. Și, și asta și faptul că inunda pe la Buliga, iar la Buliga acolo pe toți, da? Mai sunt cetățeni importanți acolo și eu vreau. Da. Dincolo de... Toți sunt importanți. Dincolo de... Dincolo de stilul dumneavoastră, domnul Mihu, cu tot respectul, toți sunt cetățenii comuni, indiferent. Oamenii că au fost de o culoare sau că au fost de alta. Știți bine că nu le-am pus la... Unde a fost, le-am calculat, le-am discutat. Dar sunt perspective ca să facă toate drumurile, toate ulițele? Sau anumite... Deci perspective sunt. Depinde de... Exact cum spunea acest domn, face numai câteva ulițe și reacu ce face. Depinde de foarte multe lucruri. Acum și ăsta după Vârfurești este destul de mare. Să fie însănătoși. Hai, ce-ți vă să fac? Ca de obicei, suntem mulți. Domnul consilier, toți vor. Deci, haideți să... Bun, dacă toată lumea vrea, hai să putem unii facem, nu? Avem posibilitatea exact ca acasă, da? Vrei să iei pantofi la toți copiii din casă, 6, 7, 8? Nu poți să le iei armani la toți, le iei câte o perechi de tine și acolo la fiecare. Bine, sunt acolo niște relații, oricum își pune mulți. Gândiți-vă că pe teritoriul comunii sunt 76 de kilometri de drum. Din 76 de kilometri, avem posibilitatea de 4, azi vedem până 5. Dar nu știu. Nu, eu vorbesc de drumuri comunale, fără drumuri județean. Fără? Da. Nu știu cum este un transport, dar vreau poate vrea niște balaturi ca să puteți defecta. Deci, următorul, cel mai mare proiect, da? În valoare de 5 milioane de euro pe care îl urmărim, îl repet, e cel cu biserică. Care... Pregătim documentația, am luat legătura cu consultantul, pregătim în momentul în care o să facem inclusiv autorizația de construcție, că am înțeles că se puntează dacă ai și autorizația de construcție, și să-l depunem și pe ăla. Așa, pregătim și continuarea lucrărilor la școală aici, să definitivăm. Și astea ar fi trei lucrări pe care le depunem. Trei proiecte mari. O să vedem. Galuș pregătește strategia pentru perioada 2016-2020. Să vedem ce o să mai pregătesc. Oricum, va fi foarte mult de lucru. În continuare, mă simt foarte... Mi se pare foarte mișcătoare, în sensul că lucrăm mai mult 3-4 ani și în primărie din nou cât suntem, da? Și mai ales de când doamna Liana e bolnavă și în concediu medical am rămas foarte puțin. Și orice dacă mâine, doamne ferește, un salariat spune, doamne, am o problemă și pleacă, chiar sunt probleme mari. Dar sperăm, eu v-am spus, ținta noastră este acum, până la sfârșitul anului, să definitivăm cu proiectele astea și să recuperăm banii pe care i-am depus. Asta... Domnul președinte, mulțumim. Da. Un ultim lucru. Am vrea să vă invităm, probabil, nu duminica asta, duminica cealaltă, ca să vorbim cu asocierea sportivă. Eu mă țin de cuvânt, am spus că... Eu sunt deschis. V-am spus din privința mea, fără discuție, așa cum ați avut asociația, cum a avut deschidere, însă rugămintea mea este
Luați odată taurul de coadă. Da, domnule. Și mai ales domnul consilier, sunteți tânăr. V-am spus de atâtea ori. Da, Nu sunteți organizați. Asta. Da, da, în cadrul asociației. Pe cine doresc dumnealor, noi sigur. Da, da, ați împlinit. Și să avem exact cine se ocupă de echipament, cine se ocupă de transport, cine se ocupă. Deci, întotdeauna a trebuit o organizare. Ce se întâmplă? Organismele astea care sunt create, asociațiile în general, ele sunt organisme vii, nu sunt moarte, ele trebuie să se miște, trebuie să se dezvolte, trebuie să mărgească cineva acolo. Și dar dacă faci din organizație, nu... Deci, mâine atâta, bun, sunt, au fost, domnule, au fost niște oameni care s-au ocupat la un moment dat. Acum poate să depășiți, da? Și noi o să... Nici atunci s-au ocupat. Un minim de respect vă dă, îmi dă dreptul să vorbesc un pic, da? Și dumneavoastră să mă ascultați. Deci, sunt niște oameni care la un moment dat s-au ocupat. Acum poate nu reușesc să mai facă față. Doamne, fac un pas în spate, vine altcineva, sunteți un băiat dinamic, sunteți un băiat care vrea să facă. Nu e nicio problemă. Chiar trebuie să se schimbe un pic. Absolut, absolut. Da, da. Și, domnul președinte, de la invitații vă mulțumesc. Și fără discuții, când o hotărâți, îmi spuneți și da. Venim și... Vă mulțumim și participare și... Hai România! Hai România! Băi, domnul, frate, n-a ce bine, da. Nu uita de uita mea. Da, domnul Ghețu, da, da, mulțumim și ați atras-a.